slava lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor. Iar slava împăraților, stai în cercetea a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Tatăl nostru care este în cer. Tatăl nostru care este în cer. Am văzut ieri că esențialul rugăciunii este o activitate sau un lucru care facem pentru a realiza un transfer. Adică ceva care există într-o dimensiune care o numim cerul sau lumea invizibilă sau lumea spirituală. Pleacă de acolo și vine unde suntem. Am văzut în Exodul 3, Dumnezeu spune la Moise, am văzut, am auzit și am coborât. Ca să l izbăvesc. Fratele meu, sora mea, trebuie să fii în stare prin rugăciunile tale să facă ca ceva din cer să se coboare. Fie că e Dumnezeu, fie că sunt îngeri, fie că sunt lumini. Fie că sunt revelații, fie că sunt vedeni, descoperiri. Dar ceva trebuie să plece din cer. Un transfer trebuie să fie făcut. De aceea, dacă te rogi, te rogi, te rogi și nu ești mai bogat, și bineînțeles aici, înțeleg ce vreau să zic prin mai bogat, adică nu ești îmbogățit de lucrurile care au venit în viața ta ca urmare acest transfer între cer și pământ, ceva nu este ok în modul când te rogi, în modul cum te rogi sau în modul cum mă rog. Pentru că scopul este cerul să vină pe pământ și cerul să găsească căi de exprimare aici pe pământ, prin tine, prin mine, prin biserică, prin viețile noastre. Deci, este important să realizăm acest lucru. M-am coborât ca să-L izbăvesc. Ai nevoie ca Dumnezeu să coboare în viața ta pentru a te izbăvi. O să-mi spui, eu nu mai sunt în Egipt. Slavă lui Dumnezeu că nu mai ești. Și totuși mai sunt lucruri de care ai nevoie să fii izbăvit. Fie împrejurări, fie situații, fie probleme, fie alte lucruri. Tot avem nevoie de Dumnezeu. A zice, cu toții avem nevoie de mai mult din Dumnezeu. Când înțelegem că cerurile cerurilor nu-l poți cuprinde și deși pentru noi doar cerul ăsta care îl vedem aici cu ochii noștri și care poate să fie explorat de astronaut, pentru noi deja ni se pare infinit. Și atunci cât de infinit e chiar Dumnezeu dacă cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? Și atunci când înțelegem asta, înțelegem că avem nevoie de mai mult din Dumnezeu. Nu neapărat că nu-L ai pe Dumnezeu în viața ta. Dar ce ai tu este o măsură. Iar Dumnezeu este infinit. Și avem nevoie de mai mult din Dumnezeu. Când Mardoheu și-a rupt hainele și s-a întins, s-a îmbrăcat cu sac, sunt anumite gesturi care par nebune. Dacă te gândești că era un ofițer care avea totuși o funcție la ușa împăratului, la poarta împăratului, da? Adică îl vedeai totuși îmbrăcat ca un ofițer și acum era
Isaac și cenușa, este o nebunie pentru oameni. Dar din punct de vedere spiritual, ce el a făcut, este că el a atras atenția lui Dumnezeu. A atras atenția lui Dumnezeu. Hai să-ți spun un secret. Dar nu e un secret că ne uităm în Scriptură. Dar Dumnezeu este omniscient sau da? Știe totul și vede totul. E foarte adevărat. Dar la fel cum Dumnezeu este omniprezent și asta înseamnă este peste tot, Dumnezeu nu este peste tot la fel. Și de obicei folosesc această ilustrație, dar Dumnezeu este peste tot, dar concentrarea prezenței lui nu este la fel peste tot. Tot așa, deși Dumnezeu vede tot, atenția lui Dumnezeu nu este peste tot la fel. De aceea pot să spun, există oameni care au atras atenția lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu se uită la ei nu cum vede planeta întreagă sau universul, tot ce se întâmplă, dar se uită la ei cu atenție, îmi vine să zic, se uită la ei cu un interes diferit. Un exemplu chiar este templul care a fost ridicat de Salomon, despre care chiar am citit, unde zice chiar cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, tot acolo în 2 Cronici 6, Salomon se roagă, zice, ochii tăi să fie zi și noapte deschis peste casa aceasta. Da. Ce înseamnă asta? Oare înseamnă că Dumnezeu nu mai vede ce se întâmplă în exterior case? Nu. Când zice ochii tăi să fie deschis, se zice atenția ta să fie specială în acest loc. Nu că nu știi ce se întâmplă în alte părți ale pământului sau ale universului, dar aici, și chiar Dumnezeu zice, da, când Dumnezeu îi va răspunde, îi spune așa, în 2 Cronici 7, 12, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa, unde va trebui să mi se aducă jertfe. Versetul 15, ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg să sfințesc casa aceasta, pentru că numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Asta nu înseamnă Dumnezeu nu mai știa ce se întâmplă în Asia, în Europa sau nu știu în ce alte părți. Dar asta înseamnă doar că acum acest loc, cel puțin atunci, că dacă tu trăi în acea perioadă, de exemplu, în Israel, se ruga acasă. Sigur, omniprezența lui Dumnezeu și omniștiința lui Dumnezeu știa că omul ăsta s-a rugat și știa ce s-a rugat. Dar dacă exact același om venea în acest loc și ridica exact același rugăciune, nu va avea același rezultat. Asta înseamnă. Același om, același rugăciune, dar doar locul s-a schimbat, nu va avea același rezultat. De ce? Pentru că asta a fost un loc care era sfințit și Dumnezeu zice, ochii mei, inima mea va fi totdeauna acolo. Înseamnă că, hai să zic altfel, dacă te rugai acasă,
Era bine. Nu era rău. Dar probabilitate să fie ascultat repede creștea în mod exponențial când tu veneai în acest loc. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis ochii mei și inima mea vor fi acolo. Chiar zice acum, ochii mei vor fi deschis de acum și urechile mele vor lua, vor fi cu luar aminte la rugăciune făcute în locul acesta. Deci atunci, în vremea respectiv, n-ai cum să spui nu, atenția lui Dumnezeu e peste tot la fel. Nu este adevărat. Deci când Mardoheu face ce face, el atrage atenția lui Dumnezeu în mod special. Pentru că Dumnezeu este cu inima smerită. Deci el când se smerește, imediat atrage atenția lui Dumnezeu. Dar înainte chiar să ajung acolo, am zis ceva care din nou, hai să-ți arăt unde se întâmplă în Scriptură. Când am zis, același om, același rugăciune, dar locuri diferite. Nu, de fapt, hai să... știi unde s-a întâmplat, nu-i așa? Același om, același loc rugăciune, dar loc diferit. Și rezultatul a fost diferit. Nu te las să te mai gândești. Cred că deja unde te voi știți despre cine vorbesc. Dintr-un anumit motiv, las așa să te gândești la cine a trăit o astfel de experiență. Deci atenția lui Dumnezeu nu este totdeauna la fel și hai să citesc un alt text să-ți arăt că de ce spun atunci când Mardoheu face ce a făcut, a atras în mod special atenția lui Dumnezeu asupra lui. Pentru că ca Dumnezeu să coboare, ca ceva din cer să coboare, mai întâi trebuie să captivez, să capturez atenția cerului. Și aici când vorbesc de atenția, nu vorbesc de autoștiință. Că sunt unii oameni, oricum Dumnezeu vede situația mea, dacă vreau să facă ceva, o să mor și situația ta nu o să se schimbe dacă continui cu astfel de mentalitate. Mă scuz că zic ceva așa dur, dar asta, dacă nu mă crezi, du-te și întreabă văduva care a alergat la Elisie și îi spune, slujitorul meu îl iubea pe Domnul și a murit. Și slujitorul lui Elisei, care se tema de Domnul, a murit fără să rezolve problema datorii. Deci nu fi șocat când am zis, dacă continui cu astfel de mentalitate, vei muri cu problema nerezolvată. Acel om a murit cu o problemă nerezolvată. Nu pentru că, pe așa a vrut Domnul, așa era plan. Nu este adevărat. Avea o anumită mentalitate care a făcut că până nu și-a schimbat mentalitatea, nu putea să se schimbe problema. Pentru că mentalitatea lui l-a împiedicat să ia pași concret spre rezolvarea problemei. Nu e doar vorba să spui, Dumnezeu cum știe problema. Nu. Tu ce faci ca să atragi atenția lui Dumnezeu asupra ta? Sigur că vede. Sigur, femeia aceasta din Sunem, oare Dumnezeu nu vedea că aveau totul, dar n-aveau niciun moștenitor? Dumnezeu nu vedea că soțul lui era bătrân? Dumnezeu știa toate astea. Dar văd că se întâmplă ceva în viață. Nu. Până în ziua când ea a făcut ceva care a tras atenția lui Dumnezeu asupra vieții ei. Și chiar deși nu a cerut nimic, a primit ceea ce îi lipsa. Deci nu gândi, oricum Dumnezeu știe. Nu. Dacă Dumnezeu știe doar la nivelul de autoștiință, și că vede totul. Nu asta rezolvă problema.
Pentru că dacă asta rezolva problemele, toți oamenii ar avea probleme rezolvate. De ce? Pentru că Dumnezeu știe problemele la toți prin autoștiința Lui. Dar nu asta rezolvă. Probleme se rezolvă când Dumnezeu zice, am auzit, am văzut. Dar asta înseamnă o atenție particulară. Uite, imediat citesc un text și închei. Și citesc repede unde ești, așa, unde ești. Așa. Un împărat 21 și la versetul 29. Dar înainte să citesc versetul 29, hai să citesc versetul 19. Unul din cei mai rei împărați din Israel, nu o zic eu, zice Scriptura, Ahab, din nou ajutat, împins de soția lui, a omorât un om nevinovat pentru a-i lua, să zic, terenul sau moștenirea. Și vine atunci judecata lui Dumnezeu, versetul 19, să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un oț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinele sângele lui Nabot, vor linge câine și sângele tău. Da? Verset 21. Iată ce zice Domnul, voi aduce nonocirea peste tine, te voi matura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și voi face case tale cum a făcut case lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și a case lui Bașea, fiul lui Ahia, pentru că mai mâniat ce ai făcut pe Israel să păcătuiască. Deci a cazut judecata lui Dumnezeu, că era drept. Dar, știi că toată această judecată nu se întâmplă în viața lui Ahab. De ce? Pentru că Ahab a știut, deși era rău. Cum un om rău, cum un rege rău, cuvântul lui zice, e printre cei mai rei. Cum poate să atragă atenția lui Dumnezeu? Și pot să zic, chiar dacă era rău, Dumnezeu n-a rezistat, între ghilimele. Pun între ghilimele, pentru că e un gând care vreau să transmit. Dumnezeu n-a rezistat, între ghilimele, chiar dacă omul ăsta era rău. Știi ce înseamnă asta? Poți să fii bun, între ghilimele, dacă nu știi să atragi atenția lui Dumnezeu asupra ta, o să vezi cum altul, mai puțin bun ca tine, dacă ai știi să atragi atenția lui Dumnezeu, se va bucura de lucruri care tu nu o să te bucuri. Dacă ești foarte religios, ce tocmai am zis, nu ți-a picat bine. Dar lasă un pic religia și cântărește și uite-te la Scriptură. Versetul 29, ai 27. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Și ce a făcut? Ok, hai să trec mai departe, că deja trebuie să închei. Se culca cu sacul acesta și merge încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui el, tisbit-o altfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Deci chiar cineva care este rău, dacă se smerește cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rezistă, între ghilimele. Adică vreau să spun prin asta, Dumnezeu nu, cum să zic,
nu trece așa ca și cum n-a făcut nimic. Nu. Atenția lui Dumnezeu e captivată. Încât Dumnezeu se duce la slujitorul lui Elie, zice, ai văzut cum s-a smerit? Ai văzut? Păi dacă Dumnezeu le întreabă pe Elie, ai văzut cum s-a smerit? E pentru că mai întâi el, Dumnezeu, el însuși a văzut. Și de această atragere, captivare, atenția lui Dumnezeu, nu mai știm astfel de lucru în creștinismul modern. Credem că doar că mergi la biserică în fiecare duminică ești binecuvântat. De asta unii apoi sunt șocați. Zic, dar stai puțin. Eu de 5 ani, de 10 ani sunt la biserică. Ăsta a venit doar de 3 luni și uite cum începe să fie binecuvântat. Da, dar pentru că ăsta poate face anumite lucruri care atrag atenția lui Dumnezeu asupra lui în mod special. Și tu nu faci nimic pentru asta. Îți spun asta doar pe ca să te ajut. Pentru că atunci când înțelegi asta, înțelegi de ce nu mai trebuie să invidiezi și să fii gelos pe celălalt. Începi tu să faci lucrurile ca să atragi atenția lui Dumnezeu asupra ta. Aia, aia. La versetul 29, ai văzut cum s-a smerit înaintea mea. Nu voi aduce nenorocire în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său, voi aduce nenorocire acasă lui. Cu alte cuvinte, Ahab, ce am zis că o să vezi, nu o să mai vezi. Dar, pentru că sunt drept, urmașii tăi vor avea judecat. Dar tu, pentru că te-ai smerit, a atras atenția lui Dumnezeu. Despre asta este vorba. Vezi? Deci, am zis, fara să coboare Dumnezeu din cer, nu există izbăvire. Dar fara a atrage atenția lui Dumnezeu, nu există coborâre. Ce faci ca să atragi atenția lui Dumnezeu?